Cu ce substanțe se poate curăța pixul de pe haine? Iată care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi. De ce este atât de greu petele de pix? Pixurile normale au o pastă destul de uleioasă, însă pot fi curățate cu solvenți specifici. Pixurile cu pastă fluidă sunt ușor de curățat cu apă și detergent, iar cele cu gel conțin o cerneală destul de pigmentată care este greu de eliminat. Cu ce substanțe se poate curăța pixul de pe haine? Dacă vrei să scoți pasta de pix de pe haine, folosește produse pe bază de alcool. Asta dacă este vorba de un pix obișnuit. Alcoolul va dizolva pasta de pix, însă trebuie să ștergi de mai multe ori până când aceasta dispare, iar mai apoi poți spăla haina mod obișnuit cu apă și detergent. Petele de pixuri cu pastă fluidă care sunt pe bază de apă sunt cele mai ușoare de curățat și se pot îndepărta cu lapte bătut sau lapte dulce. Lasă o jumătate de oră, iar apoi freacă ușor cu o periuță de dinți și clătește cu apă. Petele de pix cu gel sunt cele mai dificile și sunt aproape imposibil de curățat, iar această pastă nu poate fi îndepărtată decât cu produse din comerț și trebuie să acționezi cât mai repede. Ce se iese pixul de pe canapea? Petele de pix de pe canapea pot fi îndepărtate cu ușurință cu un detergent de vase. Pune produsul pe buretele curat, iar apoi freacă până când pata dispare. Cu ce poți curăța pixul de pe piele? Pixul de pe piele se poate îndepărta ușor atunci când cerneala este încă proaspătă și poți folosi dizolvant de unghii sau alcool medicinal. Cum ștergi urmele de pix de pe pereții casei? Dacă locuim într-o casă de copii, cu siguranță ne-am confruntat cu petele de pix de pe pereții casei. Dacă vrei să îndepărtezi cerneala de pix de pe pereți, trebuie să folosești un burete înmuiat în apă cu săpun, iar pata va dispărea rapid.